Președintele României, Claus Iohannis, a semnat astăzi decretul pentru numirea Corinei Șuteu în funcția de ministru al culturii. Președintele a semnat de asemenea decretul privind revocarea din funcție a lui Vlad Alexandrescu, fost ministru al culturii. Premierul Cioloș l-a schimbat pe Vlad Alexandrescu din funcția de ministru al culturii. În locul lui, premierul a propus-o pe Corina Șuteu, secretar de stat în Ministerul Culturii și fost director al ICR New York, în perioada în care institutul era condus de Horia Roman Patapievici. În guvernul Cioloș, Corina Șuteu s-a ocupat până în prezent de politici și strategii pentru cultură.